Bună seara! Un meci frumos, într-o atmosferă plăcută. Mă bucur că am participat la acest joc. Da? La greșelile făcute de noi, cred că nu merita mai mult. Fotbalul e făcut din greșeli și cine greșește mai puțin are de câștigat. În seara asta, echipa care a greșit mai puțin a câștigat. Felicitări lor, baftă pe mai departe! Nu ne ajută cu nimic, că lumea spune că jucăm frumos. Ăsta e adevăr. Trebuie să începem să strângem puncte. Ne-am fi dorit din seara asta să facem lucrul ăsta. N-am reușit. Da, am vrut să facem concurență pentru Avram. E venit doar de câteva zile la noi. Vedem, împreună cu antrenorul de portari, trebuie să luăm o decizie pentru următorul meci. Cu siguranță că altfel ar fi fost desfășurarea. Nici dacă, la fel gândesc și dacă n-am fi luat golul așa repede, pentru că nu venisem să ne deschidem. Conduși, am fost obligați să ne deschidem, le-am oferit spații, au profitat de ele și au înscris și golul 2, am mai avut câteva situații destul de bune pe contraatac. N-am spus că pun piciorul ușor, am zis că din cauza tracului pasa n-ajunge unde trebuie, la preluare mai sare un pic mingea, o pun pe seama tracului, pentru că debutul ăsta la Liga 1 sunt câțiva jucători care chiar au debutat etapa trecută la Liga 1 și probabil ei apasă cât de cât și... Noi suntem învățați să jucăm cu atmosferă în tribune, nu asta e problema. Ați zis de jucători importanți, de jucători experimentați, sunteți mulțumiți? Așteptăm mai mult și de la cei debutanți și de la cei experimentați, asta e clar. Ați făcut un pas înapoi după pauză, de cine ați reușit să vă creați? Am avut câteva situații, am dus mingea în preajma careului, centrările n-au fost unde trebuie, sau când au fost centrările bune, n-a fost atacant unde trebuie.